Bun găsit, dragii mei, să aveți o săptămână magică. Chiar este o săptămână magică, ne bucurăm și de solstițiu și totodată ne bucurăm și de lună plină. De data aceasta avem lună plină în Capricorn, cu soarele în Rac, al doilea semn cardinal, semn care deschide vara, ca să zic așa. Și această lună plină vine cumva la pachet cu foarte multe momente interesante, poate și agitate, dar aș spune eu interesante, pentru că luna plină este un moment în care sărbătorim, în care se închide un ciclu, ne bucurăm de ce am făcut în ultimele 6 luni, de tot ceea ce am plantat acum 6 luni, de recoltă. Luna plină este un moment în care sărbătorim, celebrăm cumva și ne bucurăm de ce s-a întâmplat. Desigur, este și un moment de eliberare a celor lucruri care nu ne mai sunt folositoare. Cumva sărbătorim, ne bucurăm, recoltăm, dar și eliberăm ce nu ne este folositor. O săptămână interesantă, poate și agitată pentru mulți dintre voi, pentru că luna plină agită, dar cu toții resimțim efectele ei și cu toții resimțim puterea ei. Este o lună plină foarte puternică, fiind luna plină a Racului, luna plină în Capricorn, Racul guvernând luna, așa cum știm. Aș spune că fiecare lună plină este puternică, dar sunt câteva care sunt foarte, foarte mama lor, gen. Aș spune luna plină în Rac și această lună plină în Capricorn, formându-se pe axa Rac-Capricorn, sau invers, când soarele este în Capricorn și luna în Rac, luna plină în Rac. Consider o lună plină foarte puternică, luna în Pești și luna în Scorpion. Bineînțeles, asta din perspectiva mea, din ce am pățit eu și am înțeles și am studiat și am lucrat cu oamenii, aceste luni pline le consider eu foarte puternice. Bineînțeles, atenție, toate lunile pline sunt puternice și fiecare vin cu o temă. Fiecare lună plină are o temă. Această lună plină are tema echilibrului dintre familie și carieră. Oricum o să discutăm despre luna plină în clipul dedicat lunii pline, pe care vă recomand să-l distribuiți. Până una alta, apăsați like și subscribe, abonează-te, clopoțelul și nu uitați că ne vedem duminică la Flash Mondain la Prima TV la 19:30 și luni ne dăm întâlnire la ora 12 la știrile Canal D. Cei care mă urmăriți, mă puteți urmări și acolo. Dacă doriți să ne vedem, să lucrăm împreună, să observăm care sunt tendințele pentru voi în următoarea perioadă și să vă cunoașteți mai bine, îmi puteți scrie să vă las oferta mea și putem să lucrăm împreună. Ok, hai să vedem mesajul săptămânii. Mesajul săptămânii spune așa: mă iert pentru orice greșeală. Vina niciodată nu face pe cineva să se simtă mai bine și nici nu schimbă o situație. Încetez acum să mă mai simt vinovat, mă eliberez din acea închisoare. Este foarte important să vă iertați pentru orice greșeală, indiferent ce ați greșit, învățați din acea lecție. Eu am învățat să mă iert, nu este simplu să te ierți, dar te eliberează dintr-o închisoare pe care singur ți-o construiești. Iertarea este foarte importantă. Dacă Dumnezeu poate să ne ierte, ne putem ierta și noi. Și noi pe noi și noi între noi. Eu am iertat de curând foarte multe persoane și am învățat lecții importante iertându-mă pe mine și iertându-și pe cei din jurul meu. Ok. Haideți să vedem cum stăm în această săptămână cu solstițiu, cu lună plină, cu atâtea evenimente frumoase. Și avem așa, în primul și în primul rând, berbecii. Aveți chef să faceți mai mult decât ați făcut până acum și poate chiar să începeți ceva nou. Este timpul să faceți o schimbare în familie, poate chiar să vă gândiți la o casă mai mare, să investiți în casă în această săptămână, poate chiar să vă gândiți să vă întemeiați o familie sau să creșteți membrii familiei, să mai faceți un copil sau cine știe să vă căsătoriți, să vă luați ceva angajamente de orice natură cu casa, cu copilul, cu familia. Familia, cu părinții. Aveți grijă de părinții voștri pentru că sunt foarte importanți atât cât îi aveți. Veți avea și ceva revelații pe la locul de muncă, veți ști cum să puneți problema pentru a evolua. Taur.
Această săptămână aduce multă energie pe tot ce înseamnă sectorul comunicării. Deci aveți decizii importante de luat, veți comunica niște lucruri care strânesc curiozitate, uneori și invidie, uneori poate tot felul de bârfe, dar voi spune și aveți de spus, voi știți ce a spus, nu vă interesează ce înțelege celălalt. Da, pentru că fiecare va înțelege la nivelul lui și fiecare va percepe în funcție de fricile lui, de temerile pe care le are, de așteptările pe care le are. Nu e vina mea că înțelege cineva greșit. Eu e vina mea dacă spun eu ceva greșit, dar ce înțeleg ceilalți nu este treaba nimănui. Săptămână cu discuții financiare și săptămână în care relația cu frații este pusă sub lumina reflectoarelor. Gemeni. Aveți multe decizii de luat pe plan financiar. Este o săptămână financiară de care ar trebui să profitați. Toate răsturnările de situație pe care le aveți în această săptămână vă vor determina cursul sau poate că vor stabili modul în care vă vor afecta următoarele evenimente. În această săptămână aș spune că faceți ceva dezvăluiri, așezați un pic lucrurile în interiorul vostru, vă dați seama cum stau toate în interiorul vostru, aveți ambiții înalte, mărețe, găsiți soluții, găsiți opțiuni și pentru alții, organizați chiar și pe alții, poate vă gândiți să faceți ceva consiliere, oricum idei bune pe parte financiară, rezolvare. Și poate că viața de cuplu nu ar strica dacă v-ați face mai mult timp pentru apropiere de partener. Trebuie să vă dați mai mult timp pentru intimitate, pentru pasiune și îmbunătățirea vieții intime. Rac. Nativii Rac au o săptămână destul de complicată. De ce? Bine, pe de-o parte aveți energie, soarele intră în semnul vostru. Cum spuneam, avem solstițiu de vară, e normal, aveți energie, aveți vitalitate, chef de viață, bineînțeles și Venus se află în semnul vostru, chef să vă iubiți pe voi, pe cei din jurul vostru, să iertați, să îmbunătățiți. Dar, totuși, pe lângă tot cheful ăsta de viață, avem și o lună plină care vă activează, în special casa relațiilor. Și aici se vor recolta ceea ce a fost plantat, flori sau, cine știe, mărăcini, acum depinde, aveți de sărbătorit, de recoltat, de învățat, de eliberat. Nu uităm că luna plină este un moment de sărbătoare, înainte de orice. Este cea mai puternică fază a lunii. Ok, și luna nouă este foarte importantă, că fără luna nouă nu ajungem la luna plină, dar cea mai importantă fază a lunii este luna plină. Și atunci aș spune că este o săptămână în care vă dați seama pe unde sunteți, faceți un bilanț și eliberați ceea ce vă frustrează, vă reține și vă dați seama care sunt relațiile care merită și care sunt relațiile care nu merită și pe care trebuie să le faceți vânt cumva sau eu știu cum să vă zic. Aveți voi de făcut acolo niște schimbări. Leu. Leii sunt deschiși în această săptămână să crească și să evolueze spiritual. La locul de muncă veți primi ceva recompense sau poate că observați niște posibilități, tendințele și profitați de ele, că de fapt despre asta este vorba, să norocul vine atunci când oportunitatea te întâlnește muncind. Am spus de foarte multe ori lucrul ăsta, nu știu dacă l-am inventat chiar eu, dar mi se pare că sună foarte bine. Că norocul te întâlnește muncind și uite așa ai făcut treabă. Ei, cam așa se întâmplă cu voi. Recompense, oportunități, posibilități. Le-ai văzut, acționează, nu te culca, lasă că se întâmplă. Nu. Așa ne ajută și astrologia de altfel. Îți arată posibilitățile pe care le ai, tu acționezi și ți se întâmplă diverse lucruri. O săptămână cu creștere spirituală, o săptămână cu nevoie de solitudine, o săptămână cu insomnii pentru lei, o săptămână cu multe, multe răsturnări de situație, special pe sectorul iubirii, pentru că această lună plină vine cumva și un pic așa într-o poziție pe semn. Luna în Capricorn, opus cu Racul, unde avem și Venus și clar că acolo mognez niște lucruri și ies niște lucruri la suprafață pe sectorul emoțional. Deci e o săptămână agitată, da? Și cu recompense. Fecioar. Nativii Fecioară au foarte multe de învățat. În primul rând, iubirea de sine. În primul rând, își dau seama cât de mult s-au lăsat pe ei pentru alții, cât de mult s-au sacrificat. Primiți niște lucruri bune de la tot ce înseamnă copiii voștri, adică iubire, atenție, pur și simplu vă simțiți răsfățați, vă simțiți iubiți, vă simțiți apreciați
Și în viața de cuplu lucrurile ar putea să meargă mai bine. Prietenii vin și pleacă, faceți ceva, niște schimbări pe aici, pe casa prietenilor, însă aș spune că sunt și momente care vă duc într-o zonă care să nu vă, mă rog, nu vă place foarte tare să fiți puși față în față cu anumite subiecte neprietenoase, însă încercați să vă concentrați pe părțile bune. Iubire, creativitate, speculații, afaceri, crește dezvoltare, prieteni buni. Există o mare șansă pe zona asta. Balanță. În această săptămână, balanțele sunt preocupate de echilibru. Voi oricum reprezentați echilibru, echilibru între casă și familie. Oricum, pentru voi se întâmplă fix interesant, așa cum știm, casa a patra este în Capricorn, care în mod tradițional este casa racului și, bineînțeles, casa a 10-a pentru balanță este în rac, care în mod tradițional este casa capricornului, și atunci le se inversează și mai ales pe o lună plină este cumva o inversare a axelor și ne arată cumva dublu potențial nevoia asta de echilibru între casă și familie, casă, familie și ce mai aveți voi pe acolo, și carieră, zonă profesională. Ce vreau să spun este că această axă este foarte puternică și voi vă veți da seama unde duceți mai multă energie decât este cazul și, bineînțeles, cum puteți să echilibrați. Este un soare și, mă rog, avem un soare și un Venus pe casa a 10-a pentru voi. Veți străluci, veți recolta și roade legate de casa voastră cu luna care se formează în casa a patra, în Capricorn. Așa că strălucim la muncă, primim și recompense de acasă, echilibrăm această axă, care oricum și în mod tradițional tot așa e, doar că inversată. Casa a 10-a fiind a Capricornului și invers. Foarte interesantă săptămâna asta pentru voi, veți resimți puternic, mai ales că sunteți și al treilea semn cardinal, această lună plină se formează pe axa semnelor cardinale Rac-Capricorn. Așa că pregătiți-vă pentru tot felul de situații. Scorpion. Nativii Scorpion au multe de învățat. Veți învăța foarte multe informații. Veți trece prin niște lecții și dureroase, dar și plăcute. Că o să vă dați seama, bine că m-am fript acum, ca mai târziu să nu mi-au mai rău, ceva de genul acesta. Vești de la depărtare, discuții legate de examene, cursuri, dacă aveți de dat examene, de dat interviuri, de trimis rapoarte, de trimis cine știe ce dosare, disertații, licențe, etc., fiți un pic atenți pe acolo, sunt șanse de reușită foarte frumoase și de călătorie, poate chiar vă doriți să vă schimbați vreo mașină, să investiți în ceva, există foarte multe posibilități pentru voi. Însă, ce trebuie reținut în această săptămână, vă veți liniști mintea cele din urmă, chiar așa într-un mare haos o veți liniști și totodată vă veți da seama că ați învățat niște lecții importante trecând printr-o durere. Da, nu e simplu, dar transformăm durerea și suferința în putere. Săgetător. Nativii săgetători au parte de o săptămână cu multe variante pe plan profesional și în special pe partea asta de business, muncă, afaceri, transferuri, tranzacții destul de importante. Poate chiar mergeți pe la bancă să faceți vreun împrumut sau cine știe ce doriți voi să semnați un acord pe acolo. Este destul de important să le faceți pe toate la timp și este destul de important să vă dați voie să le înțelegeți pe toate. Bani, creștere, dezvoltare, dar și moarte, renaște, transformare la nivel interior. Aș spune că eliberați ceea ce nu vă mai este folositor, folosiți ingredientele pe care le aveți pentru a crește și e foarte important să învățăm să creștem cu resursele pe care le avem. Să nu fim cu ochii după altceva când noi avem în fața noastră atâtea ingrediente pe care să le putem folosi. Capricorn. Această lună plină, pardon, voiam să zic eclipsă, nu. Această lună plină este foarte puternică, se întâmplă în semnul vostru, dragi Capricorn, veți avea tot felul de senzații, conștientizări, schimbări puternice, dar și momente de bucurie, pentru că această lună plină este o lună plină care vă impactează, dar eu aș spune că într-un mod pozitiv, cum spuneam, este un moment de eliberare și de bucurie. Sărbătorim tot ce am făcut în ultimele 6 luni,
eliberăm energia care nu ne mai este folositoare, care ne blochează și ne dăm voie să ne bucurăm de acest moment magic, de acest moment care vine cu fructe, care vine cumva cu recompense. Este o săptămână în care vă veți decide să faceți schimbări pentru fizicul vostru, trup, minte și suflet. În momentul în care acestea trei sunt bine împreună, viața voastră merge minunat. Aveți un pic grijă cu relațiile voastre, aveți un pic grijă cu presupunerile, aveți un pic grijă cu dorințele. Nu spune celorlalți dorințele voastre, încercați să le țineți pentru voi, poate că ar fi bine să vă faceți un jurnal în care să scrieți acolo ce vă doriți. Vărsător. Nativii vărsători pot avea parte de insomnie, o săptămână agitată, o săptămână în care aveți de toate, dar pare că nu vă convine nimic. Dați-vă câțiva pași în spate, faceți-vă o listă cu recunoștințe, veți crește foarte mult din punct de vedere spiritual, veți avea conștientizări, veți înțelege anumite lucruri. Poate chiar puteți să vă creșteți un pic așa, din toate punctele de vedere și special să faceți un salt către un alt nivel de conștiință unde aveți mai multe opțiuni și unde lucrurile sunt total diferite. Agitație, insomnie, puțin stres, orgoliu, eliberați orgoliu, mai multă smerenie, mai multă căldură și bunătate. Bunătatea să fie religia voastră în această săptămână. Dați-vă timp și fiți blânzi cu voi. Sunt încurcături și pe la locul de muncă și cu colegii și cu rudele și cu iubirea și cu tot, dar dacă vă dați timp și poate chiar puțină solitudine, le veți rezolva pe toate. Pești. Nativii pești au foarte multe schimbări în această săptămână și foarte multe concluzii. În timpul ăsta pe care îl aveți voi la dispoziție pentru a face aceste schimbări, aș spune că reușiți cumva să depășiți anumite lucruri. Peștii au o săptămână interesantă și în iubire și cu prietenii, încercați să echilibrați un pic axa asta a dorințelor împlinite, a timpului pe care îl oferiți familiei, iubitului, iubitei, copiilor și celor din anturaj. Puteți să luați ceva decizii legate de anturajul vostru, puteți să luați ceva decizii legate de relația de cuplu, de iubire. Nu prea aveți stare, sunteți și un pic așa într-o zonă de plictiseală, dar dacă vă găsiți anumite lucruri de făcut și le veți face cu drag și cu adevărat, poate că vă veți lua prin surprindere într-un mod excelent, într-un mod nemai văzut, nemai pomenit, ca să zic așa, pur și simplu dându-i sufletului ce are nevoie. Aș spune că veți fi un pic impresionați de parteneri prin anumite gesturi destul de drăguțe, gesturi pe care nu le așteptați. Puteți să faceți schimbări în viața voastră și să vă îndepliniți multe dorințe și chiar să aveți o recoltă bogată în această săptămână. Dragii mei, să vă fie de folos și să aveți o săptămână magică!